1 octombrie. Data de 1 octombrie marchează în calendarul nostru tradițional intrarea în anotimpul rece. Totodată, în calendarul ortodox, sărbătorim acoperământul Maicii Domnului. Când s-au înmulțit păcatele și primejdiile, când vremurile au fost grele și năvăliri de neam, dar și războaie între noi, atunci Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului, ne dă nouă acoperământul său spre apărare, ca din toate primejdiile să ne scape pe noi și să ne păzească sub acoperământul său nevătămat. Acum se acoperă pământul de zăpadă, iar fetele au dorința de a primi un acoperământ pe cap, o basma, semn al trecerii la statutul de femeie măritată. Ziua de 1 octombrie mai este cunoscută în popor ca ziua de procoave, serbându-se și pentru vite ca să le apere de boli, foc, înnec, cumpănă sau năpastă. Oamenii satului spun că atunci când înfloresc copacii în toamnă sau de se fac două rânduri de fragi, are să fie toamnă lungă, iar când vin iepuri prin grădină toamna, e semn că are să urmeze o iarnă grea. O vorbă din popor spune că vinerea nu se coase, nu se toarce, nu se scoate gunoiul afară, se strânge într-un colț al casei și se pune mătura pe el, sub pretext că, dacă îl aruncă afară, îl aruncă în ochii Sfintei Vineri.